Problema locuințelor pentru tineri pare să fie pe punctul de a se rezolva în Variaș. Asta pentru că primăria a întocmit un PUZ, unde se vor construi 3 blocuri anele și o sală de sport. În momentul de față se lucrează la documentație. Asta pentru că terenul să fie scos din circuitul agricol. Comuna Variaș are în derulare un PUZ, unde una dintre prioritățile imediate e aceea de a finaliza documentațiile privind scoaterea din circuitul agricol și dare în construcție a 3 blocuri anele și a unei săli de sport, unde sunt, din cauza unor întârzieri de hârtii, nu s-a putut realiza până în momentul de față. În calitate de consilier județean și secretar al Comisiei de Urbanism, Cosmin Costa le dă o mână de ajutor primarilor din Timiș. Aici pentru a-l sprijini pe Nicușor Birău și pentru a sprijini finalizarea puzului. Am înțeles că există un proiect pentru a înființa 3 blocuri anele pentru tineri. De asemenea, trebuie să identificăm teren pentru o nouă sală de sport aici în Variaș. Și bineînțeles, la nivel zonal, nu există un abator. Vreau să, ca unul din proiectele mele, să fie acela de a înființa un abator zonal, astfel încât să poată să beneficieze locuitorii comunei Variaș, locuitorii comunei Periam, Pesac și Saravale. Cosmin Costa candidează pentru mandat de deputat în Colegiul 5 și are planuri mari pentru acest colegiu, în cazul în care va câștiga alegerile în 9 decembrie.